frate, un televizor de 2 metri de ultimă generație. Iar ăsta este televizorul lui frate pe care o să-l distrug complet. Frate, mi se uită foarte mult la seriale și filme, efectiv e disperat, așa că de azi n-o să mai facă. Partea tare că nu i-am spus că i-am cumpărat alt TV. Pentru că am cheltuit peste 1000 de euro mai puțin de 3 secunde, o să trimit 100 de lei la 3 dintre abonații mei prin plic. Așa că abonează-te acum și trimit în poză pe Instagram la Ronz Niculeț cu dovada. Și eu îți trimit banii după clip. Aceasta, fraților, este micul nealta secret. Mică, mică, dar ridică. De asta o iau și o ascund într-un dulap acolo, sub televizor. Și când necioplitul comentează, am scos-o din dulap și am dat în televizor. Auzi cum bașniță-ne, a? Am așezat camerele cât de bine am putut ca să nu pară că filmează și prank-ul a început. Frate mi se uită mai mereu pe TV după ce mănâncă. Așa că l-am lăsat să se uite liniștit câteva minute și am apărut și eu. Credeam că o să o ia ca pe o glumă, dar s-o enerva rău. Scuze, bă, Denis. Cum să mai faci asta? Nu vrei să-mi pierd prietena. Mă fac o schimbă la Uite la ce a făcut prost. Bă, le-am știut, le știu și eu, le-am arătat, sunt din idioti, ești prost. Ăștia s-au îmbrăcat în primul ieri și ca și cum au intrat mașina de poliție. Da, bă, dar hai să-mi dăm una cu altceva. Dă una cu pe 200. Unde e ziua ta? Zi una. Dar nu-mi dai treaba altul pune. Deci să mor eu, schimbă. Și ce vreau să te miști? La ceva ne-am uitat la toate clipurile lui ăsta. Băi, dar mi-ai puiat pe ăsta, Dar dă-o leacă, băi, schimbă-ți, mi-ai trebuit, vreau și eu să mă uit la ceva. Dă-o te paranciu, băi, să fac tipă. Bă, hai bă, dă-mi leacă, dă-o leacă, bine, schimbă, dar mai am chef să mă uităm să mă uit și eu la serial. Nu merge. Te-ai uitat în continuu. Ia, fie, da, dă măcar pe acea mără, bă, mă, la David Dobricuiți, ești prost, ești disperat la cap. Bă, să moră, genul, bă, să moră, fie. Bă, dacă nu, să moră, ți-e spart dacă nu mai dă. Da, bă, dacă pe altceva ești prima la ăsta, că nu-i spart. Bă, deci, pentru prima oară, dacă nu schimb, ți-e spart și mă jur, crede, mă spart. Bă, lasă-mi, dar ai contra obiectiv, de schimbă, mă. Deci, mai spart, ți-e spart. Ești prost! Ești handicapat! Puteai să mă omor! Cu capul ești handicapat! Bă, morbide, dacă îmi dădeai cu aia în cap! Măcar de prea... Stai, bă, nu fii prost! Ți-am zis că ți-l spart? Ești prost, tu! Dar m-am jurat că ți-l spart? Ce pușa mai adică de-o clipă? Bă, da, ți-am zis că ți-l spart. Bă, eu... Cioc, cioc! Știi cine nu mai e? Nu mai e TV-ul! Mă așteptam să fii prost, dar nici în halul ăsta, adică m-am așteptat să ți-o zic sincer. Da, ești prost, rău de tot. Ce vii și acum? Am și bacul, deci de cât timp ai venit de 30 de cât timp ai venit? Dacă-ți dau un șocan de ăsta, citează, cam de mâini. Citează. Păi, și-și just a prank. It's just a prank, bro. În zilele următoare nici nu m-a băgat în seamă. Nu i-am spus că am în dubă un televizor nou, tocmai ca să înrăutățesc situația. Și chiar am reușit pentru că a făcut un gest neașteptat. Bă, deci n-o să mă vine să credeți cât de ratat e frate mie. Deci dacă scriu Denis Ștefan pe Instagram și dau pe profilul lui. Și dacă intru la cine urmărești? Crius Niculeț și nimica e nu. Mi-a dat unfollow, bă. Bă, prostul mi-a dat unfollow. Veri, știi că-i supărat când îți dă unfollow. Bă, și-o luam la close. Și-a dat unfollow, ce ratate. Acum încă nu știi ce l-așteaptă. Planul era în felul următor. Îl caut pe frate-mi în oraș, tragem duba lângă el, îi las televizorul și plecăm. Simplu, nu? Și ne coborăm frumos cu băieții de mașină, avem aici, hop, televizorul, bam. Tragem lângă el. După ce am tras lângă el, îi arăt ce am luat, îi lăsăm televizorul și plecăm. Și cum și de acasă se descurcă, nu știu, dacă are prieten, dacă are mașină, se descurcă. Ce este tare, faptul că noi avem același cont de iCloud, eu îl văd pe Find My iPhone unde este. Bă, dar el e chiar aici, ești prost? După ce vă câștă vreo 50 minute, am plecat direct acolo, am tras lângă el și am lăsat televizorul. Opa, Bacău, România, acum 0,8 km. Aici, Arena Mall, în spate, în parcare la mall ăsta. Stai că mi-arată și parcarea, în capăt la parcare la mall. Este acolo, 0,8 km. În momentul ăsta... Nu e la din capăt acolo, uite, ăla, uite, ia uite-l. Ia în capăt, în capăt. O, uitați-l acolo, frumos. O, bine! Ce pușa mea fac acum? Arată-ți că poate pică, bă! Aveți o... Ce prea, să plicați!
bă, nu-i televizor, bă, stai că alcă ți-l luăm noi. Hai. Un cap în gol fi asta video. Dar nu știu, bă, dacă e bulanger și chiar a făcut mișto. Bă, și nu mă poate scăpază. Nu știu, bă, vreau să dau televizor aici. Alo, îmi pare televizor. La cum îl sui eu pe ăsta din WhatsApp? Eu zic că e cuptor cu microunde, nu știu ce zic. Faptul că în trecut i-am mai făcut un prank și nu-i dădeam nimic, o crezut că nici de data asta nu se află nimic în cutie. Așa că el și prietenii lui s-au asigurat că e pe bune. Dacă nu-i televizor, bă, și doar mi-a dat cutia să pară așa. Mi-a mai făcut așa, mi-a mai dat tot în telefon și nu mi-l-a dat de fapt. Mi-a dat doar cutia goală. Verific eu acasă dacă ceva. Păi ești prost chiar ăla, bă. Uite că a făcut și ăsta o dată un prank. Bă, tu ești terminat. Bă, l-am desfăcut chiar la televizor, nu mă așteptam. Am crezut că faci mișto, că c***aș în capul tău, că mi-ai făcut așa odată cu un telefon. Era să-l scap, vin ăla când coace, că l-am desfăcut tot. Nu mai vin, te descurci. Adică l-am desfăcut, ești prost, i-am rupt toate astea, nu-mi cap în golf. Bă, te descurci. Bă, ce prost, mi-ai și închis. Bă, ce fă, mă, în sfârșit a reușit. Următoarea zi a ajuns acasă cu TV-ul. Nu înțeleg totuși de ce i-a luat o zi. Bă, de ce stai cu... Bă! Ne-ai găsit unul la că mai mare? Hai, țărani, ce faci? O, ce fericit e acum! Cât este prețul până? Ăsta are 150 în cap, da? 150! Până acolo vine. Dacă deschid ușa, dau un... Și ca un frate mai bun l-am ajutat să despacheteze monstrul. În schimb, după ce l-am montat, ne-am dat seama că există o problemă. Bă, nu mai pot, Stef! Ce mă, telefonii și bătute? Hai, bă, să-i dă telecomanda pe ce? Da. Uai de capul meu ce glow up, ești prost. O meritat prank-ul? O meritat? O meritat? Hai, uite că după... Hai, 3, 2, 1 și... Ratat. Da. E o mică problemă. Nu, băi, drama. Ești în transă? Pă, nu știu ce se vede mai bine, gen, dacă ochii mei văd mai bine sau calitatea lăsă e prea mare, gen, fără mișto. Bă, ești prost. Bă, e prea mare. Bă, uite, bă, testoasa, ua, ce tare sunt testoasa. Și acum cu ce altceva facem? Deschide geamul. Și acum ce facem? Aduc ei de la mașină. Whisky, cola, tequila. L-ai luat după tine, ești prost? Aoleu! Handicapat, îți spargi pe mine, băi, ești prost!